Sau și bine v-am găsit la un nou episod din The Forest, hai să continuăm. Mi-ați spus voi în comentarii că de fapt shelter-ul meu a fost destul de canibal. Nu mi-am dat seama că poate să facă chestia asta, dar se pare că în ultimul update au introdus posibilitatea de a rămâne fără casă, dacă cumva canibalii încep să ți-o distrugă și uite că exact asta s-a întâmplat. Trebuie să avem grijă de acum. Am făcut un mic shelter eu între timp. Uite, îmi place că rămâne și sângele pe băți. Sunt multe detalii care au fost introduse recent. Dar pescuitul deja e mult mai dificil față de cum era înainte. Că nici nu trebuie să stai în apă, adică doar dacă te duci, uite așa, pe lângă ei, deja încep să se ferească și să fugă, uite. Se duc în partea cealaltă și e dificil să îi prinzi. Ia stai să văd eu. Singur pește. Hai să luăm, să avem 3 pești. Hai frate, că era foarte aproape. Gata, încă unul și l-am prins și pe ăsta. Bun, avem 3 pești. Vreau să fac chestia asta. Pe ăsta pot să... What the fuck? Am apăsat pe el și mi l-a... A dispărut. De ce am impresia că mi s-a văguit ăla? Cred că asta s-a întâmplat până la urmă. Ok. Hai să ne întoarcem. Am eu shelterul ăsta micuț aici, pe care o să-l folosim doar ca să salvez. Să vedem dacă s-a... Uite, astea deja toate s-au făcut, pot să le mănânc. E un canibal care se nicărește pe acolo, îl vedeți? Ah, de fapt sunt doi. Ok, să-i lăsăm în pace. Eu între timp o să fac un fire, vreau să fac un de la mare de tot, bonfire. Și o să-l avem undeva pe aici, uite așa. Avem nevoie de niște sticks și mai avem nevoie de logs. What the fuck? Plutește canibalul ăla acolo. Ok, hai să-l lăsăm în pace, mergem în treaba noastră, nu-mi e treabă cu el. Eu o să-mi văd de treaba mea. Copacul ăsta nu merge tăiat. Ah, shit, e acolo unul. Fata e că nu prea-mi dau seama, ăștia sunt cam subțiri și nu cred că o să-mi dea logs. Și vedeți, majoritatea prin zona asta sunt de ăștia subțiri. Uite că am găsit unul bun. Vreau să fac vreau să fac un bonfire pentru că în momentul în care vin ăștia, o să fie mult mai ușor să intre în dita mai focul, decât dacă am un foc mic. What? Ce bug ciudat! Deci am tăiat copacul și a rămas șopur la atârnată. Ok, asta a fost foarte ciudat. Ok, hai să ne întoarcem, mai avem încă două aici. Încă trei de fapt, uite. Am avut noroc, copacul ăsta mi-a dat 5 bucăți. Și mai am și o pârlă. Vreau să le iau pe toate. Nu încoace. Să putem să ne apărăm. Da, mai vin ăștia pe la spate așa și nu-ți dai seama când vin. Și atunci măcar să am armura să nu-mi ia din viață. Mâna ăsta e destul de ciudată, adică uitați-vă puțin ce deget mare are. Nu vi se pare că e cam mare? Nu știu, mie mi se pare anormal. Și mă uit acum la degetul meu mare, dar nu-i chiar în halul ăla. Așa. Încă câteva șopurile și deja ne-am făcut armura full. Cum ar fi să tai copacul ăsta? Destul ciudat. Că tai copacul în care mi-am făcut casa. Casa rămâne totuși. Nu poți să o dai jos. Dar o să arate iurea, așa că lăsăm. Și dacă cumva mai face bug-ul ăla cu sunetul, cred că o să dau mute la sunet. Deja a început să facă bug-ul cu sunetul.
L-auziți? Deja... Și nu știu, doar jocul ăsta are problema asta. N-am mai întâlnit alt joc care să facă chestia asta. Și e ciudat că în momentul în care începe bug-ul... nu în momentul în care începe... în momentul în care opresc filmarea, sunetul și revine. Dacă cumva continui filmarea, sunetul rămâne la fel. Are opțiune aici... Trebuie să aibă un music volume și volume. A făcut ceva? Nu. What? Ați văzut și voi că am dat options. Volume la low. Done. Nope, nici gând să funcționeze vreun slider pe aici. Ok, atunci... Foarte ciudat. O să trebuiască să joc așa. Nu prea am de ales în situația asta. Știți voi că sunetul și revine la un moment dat. Nu știu, durează câteva minute și pe aia revine la normal, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și problema asta a început din patch-ul ăsta nou. Și o să le trimit un mail developerilor să le spun de bug. Holy shit! Holy shit, sunetul ăla! What? Da. Ciudat. Bun, aici mai avem nevoie de 10 sticks, dar până una alta avem o grămadă de logs, așa că cu aceste logs vom începe să facem o... de asta, o gazebo. Și gazebo vom pune ceva de genul ăsta aici. Uite, exact așa, perfect, avem nevoie de 21 de logs, deja avem o grămadă de tăiate. Așa. Să mai vedem. Și probabil dacă aveți The Forest și nu întâmpinați problema asta, e din cauza că voi nu filmați. Dacă filmați cu fraps, după câteva minute de jucat, se strică sunetul și nu-mi dau seama din ce motiv. Ia. Gata, și-a revenit. Auziți? Sunetul și-a revenit, nu mai are nicio problemă. Da, nu știu, e ciudată fază. Dar probabil o să trebuie să ne obișnuim dacă nu o rezolvă prea curând. Să vedem pe unde punem noi, unde s-a stea. Unde-i magazin? Uite la aici. La câți dintre voi a nins? Sunt tare curios că am văzut... am zis că a început să ningă. Sunt tare curios la voi în orașe dacă a început să ningă. Lăsați-mi în comentarii să vedem la câți a început să ningă și eu chiar sunt curios. Mie nu-mi place ninsoarea. Nu-mi place frigul. Și bineînțeles că de multe ori ninsoarea vine și cu ugerul ăla. Și astăzi chiar era un frig mare. Dar îmi place să ningă și să fie cald. Adică să fie acceptabil. Să poți să te plimbi și să ningă așa fain. Ce repede cade și ce repede se dezbină. Mai bine așa decât cum era înainte, unde stăteai 7 ani să strici un copac. Acum măcar poți să-ți construiești chestiile la, mult mai rapid. Să punem noi la gazebo aici. 60 de sticks! Holy shit! Acum am observat. Ok, avem de cules o grămadă de sticks. Mă gândeam că sunt multe loguri de luat, dar nu. Când colo sticurile sunt problema. Bun. Bine, acum vedeți și voi. Sunt destul de ușor de luat. Deci nu știu ce complicat. De ce se aude? What? Nu e nicio apă aici. Se aude ca și cum aș fi în apă. Este cel mai ciudat bug pe care l-am întâlnit. Jocule, eu nu sunt în apă aici. O realizezi? Nu cred că realizează. Ah.
Ok. Se întâmplă tot felul de fenomeni stranii în jocul ăsta. Dacă aș putea să car mai multe sticluri deodată, ar fi o chestie, dar așa trebuie să mă duc, iau câteva, mă întorc și tot așa. Și dacă nu, dacă tot avem astea respawnate, hai să le și culegem. Bine, nu e o chestie chiar fair, dar dacă tot sunt aici, cum ar fi să nu le iau? Ar fi o idioțenie, trebuie să le iau. Suntem în apă? Din nou? Să sunt bune de mâncat. Să le plasăm și pe astea. Merge destul de rapid. Hai să terminăm asta dacă tot avem sticurile. Îi dăm și foc. Câte sticuri mai avem aici? Oh, nu mai avem, am avut 10. Așa. Avem 7 din 34, vezi acolo jos counterul. 10. Da, 10 e numărul maxim pe care poți să-l ai în inventory. Indiferent că tai tu 20, 30, nu poți să cari mai mult de 10 deodată. Și am atât stau să le caut pe jos, pe alea care l-am tăiat deja. Ok, avem 4. Încă unul aici. Și încă unul aici. Bun, hai să ne întoarcem. Avem locuri suficiente? Cred că nici locurile nu le-am terminat la asta. Da. Mai avem nevoie și de locuri. What? Ah, shit, au venit canibalii. Pleacă-mă de aici. Chiar n-ai treabă la tine acasă? Bun, să ne recapătăm puțin din stamina. Și acum suntem iarăși în apă. Apă în mijlocul pădurii, adică da. Make sense. Holy shit. Iată-l, mă. Tu vrei bătaie? Vrei bătaie? Ia zi. Vezi că are o chestie. Sare pe tine și pe aia... Pe aia fuge imediat. Gata, l-am liniștit. Bun, să avem 10 sticuri la noi și hai să tăiem și copacul. Nu pe ăla totuși, că ăla nu funcționează. Da, și... What the fuck? Jocul ăsta își bate joc de mine în momentul de față? Ia spuneți-mi și mie. Da. Înotăm în boscheți, oameni buni. Ați mai văzut așa ceva? Pentru că eu nu am mai văzut. The fuck? Da, sigur. Aparent e o apă aici. O apă care nici nu apare. Probabil e ceva de genul ăsta. Da, se poate să fie ceva de genul ăsta, numai că n-apare apă. Foarte ciudat. A, tu ce cauți aici la mine în bază? Ce treabă ai tu aici? Așa, bine că ai plecat. Hai să-l dăm jos pe ăsta. Ăsta e mai mic, dar o să-mi dea loguri. Că pare destul de gros. Lăsă canibalii că îi aud. Ok, încă 8 sticks și încă câteva loguri. Imediat le facem. Ia
Ăștia acum se ascund prin boscheți și mă enervează la culme că nu pot să-mi dau seama unde sunt. Te mai și surprind, îți sar în față. Că și aud. Știi, el aud. Nu-mi dau seama unde e exact. Unde mi-au fi logurile alea? Mai aveam câteva loguri pe aici. Shit. O să facă beznă. Să prind lumina. Am dat foc la copaci. Ok. Avem nevoie niște loguri acum. Faza că e foarte creepy. Văd acolo ceva care luminează. Mă gândesc, poate fi logurile mele. Cred că sunt sigurus. Asta e în apă și se pare că poți să-l tai. Dacă ar merge animația asta ca lumea. Și a doua s-au dus acolo, să ținem minte, și mai sunt două în partea cealaltă. Noaptele vezi cel mai bine că strălucesc. Ziua strălucesc și atunci, dar nu le zărește așa rapid. Stai acolo, mă, canibal. Stai acolo, liniștit. Ok, două aici și mai unul în depărtare acolo. O să mergem să-l luăm. Uite, asta parcă e poza din thumbnail. Na, mi-au ce aminte de poza din thumbnail. Ok, și am făcut și gazebo. A început melodia aia creepy. Sper că nu mi-a stricat iarăși. Mi-a stricat iarăși. What the fuck? A, nu mi l-a stricat, uite la aici. Ok, o să dăm un save. Și o să vedem ce se întâmplă în episodul următor. Dacă aveți idei pentru bază în continuare, lăsați-le în comentarii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!